Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, vă doresc o zi binecuvântată. Astăzi m-am gândit să facem o rețetă ușoară, o să facem o salată foarte ușoară, din ingrediente puține. Mai exact, pentru această salată o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am fier 7-8 cartofi mai mărișori, pe care i-am fier și i-am și decojit de coajă, i-am dat coaja jos după ei. O să mai avem nevoie de o brozbă mai mică de varză murată, o căpățână de varză murată, o ceapă mai mărișoară, ulei, sare și tipet. No, haide să trecem la treabă, facem împreună rețeta pas cu pas, o să vedeți ce salată simplă și din ingrediente puține, la îndemâna oricui. No, acum o să ne apucăm și o să ne tăiem toți cartofii. Acum cartofii o să vă arăt cum îi tau eu, dar fiecare și taie cum dorește. Dar eu uitați așa îi tau, o dată în două și după aceea încă o dată în două bucăți, în două fâșii. Iar apoi tăiem, am de mărimea aceasta. Acum așa cum am zis, fiecare îi taie cum îi place în salată, dar eu cam așa îi tau. Așa o să procedăm cu toți cartofii, că acum n-are rost să vă țin, am vrut să vă arăt cum îi tau. Ia așa, ni tăiem și țipăm toți acolo. Da, am terminat cartofii de tăiat. Acum o să ne tăiem și ceapa. Ceapa o tăiem cubuleță, exact ca la mâncare. Chiar și un pic mai măricior, nu-i musai mărunt, mărunt. Ia așa ni. O tăiem și o țipăm și ceapa peste cartofi. O țipăm tata aici. Am terminat de tăiat și ceapa, am țipat-o peste cartofi. Acum o să ne tăiem căpățâna de varză. Așa. O să tăiem și căpățâna de varză. Tăiem mărunt, mărunt. O să o tăiem mărunt, mărunt. Procedăm și cu varza și o țipăm aici peste cartofi și peste ceapă. Împrăștiem aici. Așa o să procedăm, oameni dragi, și cu varza. O tăiem tata, iar apoi o să revin cu alte imagini, că n-are rost să vă țin. No, am terminat de tăiat și varza. Acum, oameni dragi, o să punem un pic de sare și un pic de tiperi. Așa. O să mai punem noi după aceea. Punem un picuruț de ulei. Tăpăm peste ulei. Bun. Ne apucăm și amestecăm. Vă garantez că este o salată foarte simplă, foarte bună, dar și foarte ușoară în același timp. O mâncare simplă, sănătoasă. Așa, mai punem un praf de sare și un praf de chiper. Sare nu o să pun foarte multă, pentru că e acră varza. Dar în schimb, chiper mere mai mult puteți să puneți. Așa, mai punem un picuruț de ulei. Atât. Mai amestecăm în cotură. Salata noastră de cartofi cu ceapă și cu varză acră murată e gata. Mamă, mamă, vă garantez că e foarte bună și o rețetă simplă, ușor de făcut, oameni dragi. Încercați această rețetă și o să vedeți cât e de bună. Vă garantez că e foarte bună. O să-mi pun și eu un pic într-o farfurie. Salata noastră, oameni dragi, așa cum am zis, de cartofi cu ceapă și cu varză cremurată e gata. Sper să vă placă și dumneavoastră. Așa arată. Dar vă garantez că e foarte bună. Mamă, ce bună! O mâncare simplă, oameni dragi. Dar pe cât e simplă,
atâta e bună. Vă rog să o faceți, cei care o să o faceți, o să vedeți cât e bună. Asta e bună chiar și în zilele de post, că și o mâncare de post se poate face când e post. Noi o facem tot timpul, pentru că e o mâncare ușoară și nu-i foarte grea. Oameni dragi, dacă vă place ceea ce facem, vă aștept pe canalul meu de YouTube să vă abonați, pentru că e gratis, nu vă costă nimic dacă vă face plăcere. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni.